Bună ziua! Pentru cei care vă gândiți să plecați la drum astăzi, mai bine vă gândiți de două ori în loc să o faceți. Așa arată E85, zona ieșire din Hârlești. Unii oameni spun că de zeci de ani europeana nu a arătat vreodată așa. Sunt zone unde ori vântul a fost prea puternic, ori nu s-a intervenit absolut deloc. O să vedeți aceste imagini între Roman și liceul Ion Ionescu de la Brad. Este dezastru. Aici porțiunea cunoscută Elis Pavaje e mai ok. Șirul de mașini, de camioane e undeva peste 10 km.
cum spuneam la început, problema e Roman, liceul Ionescu de la Brad, unde zăpada are un strat considerabil. Nu o să vă vină să credeți, dar da, suntem pe E85, între Roman și Secuieni. La intrare în Horia, un tir blochează aproape două benzi.
Cam așa arată traficul pe 85 zona Horea. Poate cineva de la DRDP vede acest live și va trimite o mașină cu lamă. Astăzi nu am întâlnit niciuna în trafic.